Ce așteptări aveți de la summitul de la Bulboaca? Eu arat, radu-i și tu. Să priedă pe ești. Da, было бы хорошо в Иерусалиме, конечно. Но я сомневаюсь, что сейчас так быстро это будет. Это длительный процесс. И сразу не бывает такого. Надо показать себя, чтобы приняли в Евросоюз. Евенимент фрумос. Евенимент аштептат. Într-adevăr, trebuie să mergem spre Europa, cu Europa împreună, ca să prosperăm, ca să ajungem undeva. Batem pasul pe loc, batem pasul pe loc și păcat. Copiii mei stabiliți în alte părți, așa destinul le-a fost, nu că s-a dus după, sau au plecat după câștig, dar destinul i-a dus pe pe o fiică ăsta, în Crimeea cu familia, s-a dus de mult încă când Crimeea era în componență Ucrainei, altă fiică la Iași și eu am rămas aici la mijloc, adică nepoții mei îți plecați, dar îmi pare rău de ceilalți nepoți, copii, bătrâni, tineri, că nu avem de unii singuri, nu avem viitor. Eu așa spun. Să se vină, desigur, și rău asta că vin. Pur și simplu de-ar fi folos din asta. Da, că vin, da, se vină. Noi tot trebuie să ne ducem la toate țările, să facem conversații și tratative și comunicăm cu toți, nu numai cu Samet, și cu Rusia, și cu Ucraina, și cu toate țările. Cum am trăit o viață noi în Uniunea Sovietică? Am fost doar toți la un loc, 16 republici, și a fost normal. Dar noi pentru noi am vrea ceva, pentru Moldova noastră, ce am vrea? Un trai mai bun, învățătura să fie fără plată, medicina să fie fără plată, că acum să te duci la medic e foarte scump să intri. La școală nu tot așa. Cât e de scump să plătești toate astea rechizitele, cât e de scump să plătești copilul pentru masă, pentru tot absolut e scump. Că sărim că în Europa, am fost în Europa, în câteva țări, și pot spun, acolo e alt fel de trai și alt fel de viață și alt fel de plățele la tine și eu nu știu, poate lor le ajunge și le 2-3 mii de euro. La noi sunt foarte mulți bani, care noi am închipuirea că niciodată în viața nu o să-i primim. Dar credem că o să fie mai bine, de Doamne să fie mai bine. Dăm ceva bun, intrare în Europa, aici, altceva nu mai așteptăm nimic, principalul. Mai bine pentru tineret, pentru noi ești în vârstă, dar pentru tineret e mai bine. Poate nu s-au dus atât la noi din Moldova, urmezi de pe acasă. Să mai întineri și oamenii de la noi din Moldova, și nu și numai bătrâni, și să vota altfel. De atât dacă nu cred. Aștept o stare mai bună, să aibă tineretul de lucru, să țină de țară lor aici și aici la noi, ca în Europa. Poate asta ar și o adunare bună, nu știu, din prința, din gândirea mea. Ar și o adunare bună numai din motiv că contramul e de grav. Eu asta mă gândesc. Ce vă vedeți că buletine, pașapoarte cu integrarea Uniunii Europeană ca să putem lucra, pentru că asta și dorim. Nu vrem să stăm în țară, dar vrem să lucrăm, să facem mai mulți bani, pentru că asta ne cere. Așa am trecut la un nivel de regim financiar că trebuie bani.